Salutare, dragă fecioară, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar etalarea de astăzi este pentru luna noiembrie, zodia fecioară, soarele, luna și ascendentul. Începem etalarea lunii noiembrie cu energia, acestei luni. Și dacă simți că această etalare necesită mai multă claritate, te aștept cu drag să faci o programare la o ședință în privat la terapia cu tarot. Îmi poți trimite un mesaj pe WhatsApp sau poți face programarea direct pe site. Găsești detaliile în descrierea acestui video. Hai să vedem energia lunii noiembrie pentru zodia fecioară. Ape tulburi avem. Simt că vei experimenta o situație care ți se va părea cumva greu de rezolvat, da? O situație pe care o vei simți destul de puternic în emoțiile tale. Hai să vedem despre ce situație este vorba. Are legătură cu o situație care îți va testa puterea de sine, încrederea pe care o ai în tine. Este o situație, din punctul meu de vedere, care se întoarce sub o altă formă. De-a lungul timpului te-ai simțit așa, neîncrezător, nesigur pe tine. Este o situație care îți va cere să iei o decizie, să faci o schimbare. Mai concret, despre ce situație este vorba? Are legătură cu familia ta, cu căsnicia ta, cu relația ta? Cred că această relație se scaldă de ceva timp în ape tulburi și este important să găsiți rezolvarea, este important să vă aliniați perspectivele. 10 de monede în poziție inversă arată o energie negativă care învăluie conexiunea voastră. Hai să vedem care este provocarea principală. Avem moartea. Ei bine, provocarea este schimbarea, transformarea pe care nu ați înțeles-o. Lucru care v-a condus în dezechilibru. Nu spun neapărat că necesită despărțire, separare, ci mai degrabă privirea în interior individual. Fiecare dintre voi să descoperiți ceea ce necesită transformare la voi înșivă. Problemele pleacă din încăpățânare, din neîncredere, din idei fixe, idei care nu vă servesc, dar de care vă țineți agățați acolo fiecare și nu vreți să dați drumul la acele credințe sau convingeri pe care le aveți, lucru care produce dezechilibru în relația voastră. Provocarea pe care o aveți este de a vă descătușa, a vă da voie să vă depășiți propriile condiții, limite.
în mintea voastră sunt tot felul de idei care vă fac să băteți pasul pe loc în această conexiune și nu vă dă voie să duceți relația la următorul nivel și nu vă permite să vă conduceți pe voi individual într-un nivel mai înalt de conștiință. Provocarea este să depășiți aceste limitări ale trecutului vostru, aceste condiționări învechite pe care le-ați primit majoritatea fără voia voastră, da? Hai să vedem de unde vin aceste rădăcini, unde este rădăcina acestei situații, acestor dezechilibre din această relație, da? Care este rădăcina? Rădăcina ta și care este rădăcina lui? Preiau regele de monede ca arhetipul tata. Văd această energie ca pe o persoană de la care ai primit foarte multe valori, convingeri și idei despre viață. Nu spun că toate sunt nefolositoare, având regele de monede în poziție dreaptă. Unele dintre ideile și valorile despre viață pe care le-ai primit îți sunt cu folos, însă este important să vezi și să selectezi ceea ce nu te servește și ceea ce nu aparține momentului tău acum, ce este important să schimbi, să transformi sau să descoperi, da? Iar la partenerul tău, rădăcina având asul de monede, aș spune că tot undeva în familie sau în începutul relației voastre, ceea ce ați creat a fost creat în fundații superficiale, fundații slabe. Bazele relației voastre nu au fost în adevăr, în sinceritate. Din nou, aceste baze, ele au fost create tot în baza anumitor valori pe care partenerul sau partenera ta le-a primit în viața sa de la oamenii cei mai importanți, părinți, nu știu, biserică, profesori, da? Și cumva a început drumul în această relație punând în practică acele credințe și idei despre viață, lucru care v-a fost total nefolositor. Influențele din trecut care încă vă sunt prezente și astăzi, aveți tendința, sau cel puțin unul dintre voi are tendința de a da voie gândurilor să acapareze starea de bine, scenarii acolo create care nu fac altceva decât să dea startul unui tumult interior, unor energii care vă blochează, da? Vă fac să credeți că aveți ceva de pierdut sau că pierdeți ceva, vă fac să luptați și să fiți în competiție, poate unul cu celălalt, inconștient, da? Influențele din trecut
stau și în momentul în care anumite schimbări au venit în viața voastră, schimbări inevitabile și necesare relației voastre, aceste schimbări nu au fost văzute pentru că turnul vine în poziție inversă. Ați negat momentul schimbărilor necesare și atunci viața a devenit stagnantă. Ați început să bateți pasul pe loc pentru că ați refuzat să produceți schimbările și totul din cauza faptului că acele schimbări vă conduceau într-un teritoriu necunoscut și ați crezut că negând schimbarea merge și așa. În realitate, astăzi vedeți că nu merge și așa. Că este important să înțelegeți că schimbarea este unica constantă a vieții. Orice altceva este trecător. Când acceptăm schimbarea ca pe unica constantă a vieții, atunci suntem în aliniament, atunci putem experimenta bucuria. Din nou, anumite decizii care au fost refuzate și negate în trecut influențează acest moment. Reîntoarcerea anumitor situații, da, discuții, conflicte, îs necesare aceste lucruri să se întoarcă ca voi să puteți înțelege cu exactitate ceea ce aveți de făcut, cum este important să abordați relația voastră, din ce perspective să o abordați, ce perspective necesită o abordare nouă, da? Adică nu mai repetăm tiparul, nu mai facem același lucru, ci luăm o abordare diferită asupra relației. Este important să faceți acest lucru dacă doriți ca relația să dobândească echilibru. Îndrumarea îngerilor pentru luna noiembrie, acesta este ultimul mesaj al etalării pentru luna noiembrie. Prin această energie în luna noiembrie ți se oferă oportunitatea de a ierta, pentru că această situație oferă în realitate oportunitatea de a vindeca, de a crește și de a elibera orice tipare negative. Agață-te de intenția sau păstrează intenția de a vedea în cealaltă persoană lumina divină și bunătatea sa. Îngerii te vor ajuta să eliberezi orice gânduri, sentimente sau energii neiertătoare și te vor ajuta să te ridici într-un loc înalt, într-un loc al păcii și compasiunii. Până la urmă, tot ceea ce vine, vine ca să creeze echilibru. Dacă acest lucru se întâmplă sau nu, cum am spus puțin mai devreme, stă în felul în care te uiți la situație și cât de deschis ești să vezi realitatea cu adevărat, da? Să vezi momentul ăsta pentru ceea ce este, fără să mai car după tine nevoi iluzorii, necesitatea de a te apăra, nu știu, orice simți că este important să faci ca să fii în siguranță, mai bine uită-te mai adânc și descoperă cu adevărat dacă lucrul ăla te servește sau nu. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Cum ți-am spus și la început, dacă simți că îți pot oferi răspunsuri în
situația ta sau în relația ta sau în orice moment al vieții tale în care cauți îndrumare, te aștept cu drag să faci o programare la o ședință la terapia cu tarot. De asemenea, cu ceea ce îți hrănești mintea, ce informație îi dai minții tale, te ajută să-ți deschizi mintea și să descoperi noi moduri de a fi. Pentru asta noi am creat un canal dedicat în special rugăciunilor, meditațiilor, afirmațiilor, totul pentru reprogramarea tiparelor negative din subconștient. Te aștept să te abonezi, canalul se numește Portal către Realitate. Iar până data viitoare, cât mai multă luciditate și prezență în viața ta pentru a face alegerile potrivite pentru tine. Te îmbrățișez cu iubire.